care slăvindu-L cu oștile cerești, pe tine te ferici. Cu duhurile drepților celor ce s-au săvârșit, odihnește Mântuitorule sufletele adormiților robilor tăi, păzindu-i pe dânsii într-o viața cea fericită, care este la tine, iubitorule de oameni, într-o odihna ta, Doamne, unde toți sfinții tăi se odihnesc, odihnește și sufletele robilor tăi, că tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tu ești Dumnezeu care te-ai pogorât, Daian, și ai deslegat durerile celor perecați. În sus și sufletele robilor tăi, odihnește-le și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut mai presus de fire predumnezeu, pe acela roagă-L să mântuiască și sufletele adormiților robilor tăi. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă învierea Ta cea de treia zi, cu Harul Tău le-ai dat puterea de lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ai învrednicit și pe noi, smeriți și nevrednici Tăi rog să fim moștenitori aceleași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm, să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți, prea bunule împărate, prin mine, smeritul și nevrednicul slujitorul Tău, iartă robilor Tăi ce s-au pomenit, pe rudenile noastre, moșii și strămoșii noștri și toți cei dragi noștri adormiți în Domnul, orice au greșit ca oameni în această viață și le iartă lor toate câte au păcătuit, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, deslegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe ei, sau de la arhiereu sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta, prin invidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din viață au bineplăcut ție, iar trupurile lor să se dea firii cele izbite de tine. Că binecuvântat și prea slăvit ești în vecii vecii, Domnul. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, rugăciunile prea curate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întrutor lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din mort, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, sufletele robilor săi cei mutați de la noi, corturile dreptilor să le așeze, sânurile lui Avram să le primească și cu dreptii să Amin. Iar pe noi să ne miluiască El ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, adormiților robilor Tăi pomeniți și le fă lor veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lor pomenire. Și le fă lor veșnica pomenire.
veșnică lor pomenire, sus în cer la nemurire, unde somnul-i dulce lin, odihnească-n veci, amin. Și să fie pomenirea lor din ea în ea și le fă lor veșnica pomenire. Hristos a înviat din morți, cu martia pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu să ierte, să odihnească pe toți cei pomeniți, pe toți cei din rudenile noastre care poate au fost uitați și cu siguranță că dacă am mai reface pomelnicul, am face altfel, poate, cu mici diferențe. Pentru că cei care frecventează biserica și vin la slujbele de pomenire au o ordine a pomenirii. Și dacă îl pui să facă de 10 ori pomelnicul, 90% din pomelnic e acela. E neschimbat, e o ordine sfântă. Îs strămoși într-o anumită ordine pe care știm. Poate că uneori ne mai amintim pe unul și mai punem pe altul, sau uităm pe altul și punem pe celălalt, dar în mare sunt cam aceiași pe care îi purtăm în mintea noastră. La ectenia ce s-a spus la început, spre sfârșitul ei am zis așa, ceea ce cred că ar trebui să luăm un pic aminte, deși e foarte scurtă ectenia și zice așa: mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, cerându-le lor, adică noi cerem iertarea păcatelor celor adormiți, și nouă înșine, adică și păcatele noastre, și unul altuia, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Adică și viața ne încredințăm unul celuilalt. Ne încredințăm viața și semenilor. Și ne dăruim viața semenilor. Pentru că și Dumnezeu ne-a dăruit viața nouă și noi ne dăruim altora. Viața este cel mai scump dar. Este primul dar pe care l-am luat de la Dumnezeu și cel mai sfânt. De aceea, noi nu ne rugăm neapărat pentru sănătate, ci pentru viață. Pentru că nu sănătatea sau boala sunt așa de importante, ci viața. De aceea sănătatea ne prelungește viața, într-adevăr. Dar noi trebuie să ne rugăm să avem o viață bună și fără a-i sminti pe ceilalți. Dumnezeu să ierte, să-i odihnească, să vă mângâie sufletele tuturor. Haideți la miruit și să aveți o după masă liniștită. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le.